fie ca Dumnezeu să-și facă numele de slavă în mijlocul nostru, să-și arate slavă și în urma timpului acesteia pe care Dumnezeu ne-a rânduit să fim împreună, aici în biserică, la masa Domnului, fie ca omul nostru dinăuntru să fie întărit, să fie binecuvântat și să ne ajute Dumnezeu să-L slujim până la sfârșit. Vă aduc salutările bisericii Elim, harul și pacea Domnului și, de asemenea, salutările personale ale fratelui Cristian Ionescu, păstorul bisericii, care m-a rugat să transmit aceste salutări și, în mod special, și fratelui Iosif Teher, salutări personale. Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să vă întărească, Dumnezeu să vă crească în harul Lui, a Domnului să fie toată slava. Amin. Aș vrea să privim în Cuvântul Lui Dumnezeu și din textul în care, care s-a citit în dimineața aceasta, Luca, capitolul 4, aș vrea să învățăm și să ne bucurăm de harul lui Dumnezeu arătat în jertfa sa, prin faptul că ne-a eliberat de sub robia, de sub puterea păcatului. Vedeți, atunci când stăm la masa Domnului, masa Domnului ne transmite și ne duce cu gândul la mai multe imagini. Și una dintre ele este ceea ce s-a rostit prin poezie mai înainte, faptul că noi suntem un singur trup. Și spunea Pavel în Corinteni, în capitolul 10, că noi care suntem mulți, luăm parte din aceeași pâine, declarând prin aceasta că suntem un singur trup, suntem uniți în Hristos Iisus. Acum ar fi bine să mergem mai adânc în ce privește unitatea aceasta noastră ca biserică, ca familia lui Iisus Hristos și să vedem dacă în realitate există lucrul acesta. Atunci când întindem mâna să luăm o bucățică de pâine, dacă în adevăr, în cel puțin în ce depinde de mine, relația mea cu frații mei, cu surorile mele, este una sănătoasă, curată, sfântă. Altfel, s-ar putea chiar la cina Domnului să mințim. Eu, bucată din aceeași pâine, prin aceasta declar, Doamne, fac și eu parte din trupul Tău, care este biserica. Dar dacă relația noastră unii cu alții nu este una ziditoare, de dragoste, de iubire, și între noi există dezbinare prin aceasta, luăm cina spre o sânge noastră. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute să ne iubim unii pe alții și niciodată, niciodată să nu lăsăm relațiile acestea să se strice între noi și noi să trăim. După cum într-un trup nu este nicio dezbinare, tot așa să trăim și noi împreună, în unitate și în dragoste, să lucrăm împreună la lărgirea împărăției lui Dumnezeu, la zidirea bisericii. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. O altă imagine la care ne gândim atunci când stăm la masa Domnului, ne aducem aminte de trupul Domnului Iisus care a fost frânt. Și ne aducem aminte de acea frângere, dacă am putea spune, a voilui atunci când Domnul spunea, Doamne, a sosit ceasul. Ce voi spune acum, Doamne? Ferește-mă de ceasul acesta? O, nu. Eu tocmai pentru aceasta am venit, Doamne, proslăvește numele Tău. Și mai apoi în Ghețiman, Domnul Iisus spunea din nou, Doamne, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești Tu, facă-se voia Ta. Când ne apropiem de masa Domnului, ne aducem aminte de această frângere a trupului lui Hristos și de această lepădare de sine care ar trebui să existe în viața noastră și să spunem, Doamne, mă apropie astăzi de masa Ta. Doamne, nu voia mea. Voia Ta să se facă în viața mea. Doamne, nu mai trăiesc după plăcerile mele, nu mai trăiesc după îndemnurile mele. Doamne, renunț la voia Ta, la voia mea. Așa cum Iov spunea odinioară, Doamne, mi-am plecat voia la cuvintele gurii Tale. Trăim noi felul acesta atunci când ne apropiem de masa Domnului. Declarăm lucrul acesta, Doamne, după cum trupul Tău a fost frânt, vrem să ne frângem și noi înaintea Ta, Doamne, voia noastră, plăcerile noastre, îndemnurile pe care le avem noi și care le-am dorit, Doamne, le lepădăm pe toate. Vrem să împlinim voia Ta. Doamne. Pentru că spunea Domnul Iisus, nu oricine îmi spune, Doamne, Doamne, mai intra în Împărăția lui Dumnezeu, și Cel ce face voia lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. O altă imagine la care ne-am putea gândi atunci când stăm la masa Domnului, să ne aducem aminte cina Domnului a fost instituită în cadrul Paștelui, în contextul Paștelor. Și lucrul acesta ne duce cu gândul la acel miel de jertfă care s-a jertfit și sângele acela care a fost uns pe ușii ori ușii și care a dus salvare de la moarte.
Tot astfel, atunci când ne apropiem de masa Domnului, spunea Domnul Iisus să ne aducem aminte de El, de moartea Lui. Că în moartea și în jertfa lui Iisus Hristos avem eliberare, avem iertare de păcat. Ne aducem de asemenea aminte de momentul acela al eliberării poporului Israel de sub robia egipteană. În ziua Paștelui, atunci când Domnul a poruncit poporului Israel să jertfească un miel, ziua aceasta, spunea Domnul, este ziua când veți ieși și veți fi eliberați de sub robia egipteană. Și privind în Cuvântul lui Dumnezeu, în textul citit, aș vrea, fiind la masa lui Dumnezeu, să vedem modul acesta glorios, lucrarea aceasta măreață a jertfei lui Iisus Hristos, prin care am fost eliberați de sub puterea păcatului. Și Dumnezeu să ne deschidă inima, să ne deschidă mintea, să ne dea harul Său în dimineața aceasta, așa încât Cuvântul Lui să fie înțeles pentru noi și pentru inimile noastre. Amin. Domnul Iisus aici, în textul din Luca, din capitolul 4, preia cuvântul acesta și spune că l-a citit din cartea Isaia. Și cuvântul acesta se găsește scris în Isaia, în capitolul 61, unde sunt redate aproape exact aceleași cuvinte. Și cuvântul Domnului spunea: Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a usă să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Prorocia aceasta lui Isaia avea două referiri, dacă putem spune așa. Prima dintre ele făcea referire la anul acela de veselie pe care Domnul odinioară l-a poruncit și a spus: odată la 50 de ani, odată la 50 de ani să sunați din trâmbiță și să vestiți că s-a sfârșit robia. Poporul Israel, prin diferite împrejurări, prin greutățile vieții, prin împrejurările în care se aflau, unii dintre ei ajungeau în sărăcie, în lipsuri. Și în lipsurile acestea ale lor își vindeau uneori terenurile, moștenirea pe care o moșteniseră de la părinții lor și pe care Moise le-a împărțit-o fiecăruia după familie și după seminții. Și moștenirea aceasta, în contextul împrejurărilor, uneori era pierdută și ajungea să fie altuia. Dar dacă lucrurile nu se îmbunătățeau și pământul acela nu era răscumpărat înapoi, se ajungea la situații mult mai grave în care ei înșiși, copiilor, familiilor, ajungeau să fie robi. Și Domnul în situația aceasta spune să nu mergi 7 săptămâni de ani, 49 de ani, și în anul al 50-lea să suni din trâmbiță. Și atunci, orice rob să iasă zlobot, moștenirea fiecăruia să se întoarcă înapoi la el. Și asta e imaginea pe care Domnul Iisus Hristos la Golgota a proclamat-o. Robia s-a sfârșit. Robia păcatului s-a sfârșit. Ieșiți liberi, spunea Domnul. În ce măsură am fost noi eliberați din păcat? În ce măsură am ieșit din robia aceasta a păcatului? Aceasta să fie întrebarea dimineața aceasta înaintea mesei Domnului. În ce măsură am fost eliberați? Mi-aduc aminte de un frate din România. Eram un copil în biserica din Săcele, în Brașov, și fratele acesta avea obiceiul ca la anul nou, făcea parte din comitetul bisericii și era obiceiul acesta în biserică ca de anul nou să li se dea voie celor ce erau în conducerea bisericii să spună câte un cuvânt. Și fiecare venea și aducea un cuvânt de încurajare, alții își cereau iertare, tot așa, și era o părtășie frumoasă acolo. Dar între frații ăștia din comitet era un frate care în fiecare an când ieșea în față spunea: fraților, de altfel era un om foarte stărit. Avea bani și de multe ori împrumuta pe alții. Și mergea în fața acolo la microfon și spunea: fraților, vreau să vă spun înaintea lui Dumnezeu, oricine are vreo datorie la mine, s-a sfârșit. Nu mai trebuie să-mi dați niciun bani. Și era o mare bucurie pentru aceia care împrumutaseră bani. Și chiar spunea unii din tine: la fratele ăsta trebuie să ne împrumutăm. Și să ne împrumutăm mai ales atunci, în preajma anului nou. Și spune aici cuvântul lui Dumnezeu că m-am uns să vestesc anul de îndurare al lui Dumnezeu. Cam așa s-a întâmplat cu noi omenirea. Spune că datoria noastră era așa de mare
încât nu se putea face niciodată. Și a venit Domnul Iisus Hristos și în jertfa Lui, în măreața aceasta jertfă de la Golgota, a adus această veste bună a unui an de îndurare, a unui an de îndurare, a eliberării noastre de sub robia păcatului. Și primul lucru pe care l-a făcut Domnul și la care aș vrea să ne oprim în dimineața aceasta, spune cuvântul Domnului: Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați. Primul lucru în ce privește liberarea noastră este că Dumnezeu prin Iisus Hristos ne-a eliberat de sub robia păcatului, pentru că păcatul robește. Păcatul leagă. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în Evrei, în capitolul 12, cu versetul 1. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martor, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară. Și înfășurarea aceasta a păcatului uneori ne imobilizează și nu ne dă voie să înaintăm pe calea lui Dumnezeu. De prea multe ori în bisericile din ziua de astăzi se predică doar despre iertarea lui Dumnezeu. Și în adevăr, în sângele Lui avem iertarea păcatelor. Dar câți dintre noi am cunoscut cealaltă dimensiune a lucrării lui Dumnezeu, și anume eliberarea de sub puterea păcatului? Pentru că este una să fie iertat de păcat și este alta să fie eliberat de păcat. Este una să-l ierți pe copilul tău când a greșit undeva. Spre exemplu, cade copilul nostru într-o grapă, măcar că l-am sfătuit și am spus: ai grijă, nu te du acolo, nu te du acolo ca să nu cazi. Și copilul nostru se întâmplă și cade în groapa aceea. Și se aude acum de acolo un strigă de disperare și spune: tată, ajută-mă! Și tu să vii în marginea gropii și copilul oarecum se simte acum vinovat de ceea ce s-a întâmplat, că n-a ascultat. Îi spui: tată, iartă-mă! Spune copilul că nu am ascultat. Și tu din marginea gropii să spui: te ia. Să te întorci și să pleci mai departe. A iertat pe copil. Dumnezeu a venit să facă ceva mai mult, să-și întindă mâna, să ne scoată din groapa aceea. El a venit să ne scape de sub robia păcatului, de sub puterea păcatului. Și spunea cuvântul lui Dumnezeu în Romani, în capitolul 6, și cuvântul lui Dumnezeu este așa de minunat, și dacă s-ar întâmpla aceasta în viața noastră, ce minunat ar fi. Și spune cuvântul Domnului, începând cu versetul 4, cu versetul 4 din capitolul 6 Romani: noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru că, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. Să nu mai fim robi ai păcatului, căci cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Și spune cuvântul Domnului că cine trăiește în păcat este rob al păcatului. Și Hristos a venit să ne elibereze de orice păcat. Nu doar să ne ierte păcatul. El a venit să ne elibereze de sub puterea păcatului, așa încât păcatul să nu mai aibă nicio putere asupra noastră. Frații mei, să ne cercetăm în dimineața aceasta și să privim la viețile noastre dacă în viața noastră sunt păcate în care trăim, pe care le repetăm. Dacă cineva minte în mod obișnuit, este rob al păcatului. Dacă cineva vorbește de rău în mod obișnuit și regulat, este rob al păcatului. Se întâmplă să greșim. Se întâmplă să greșim. Spunea Apostolul Ioan în epistola sa, în capitolul 2, cu versetul 1: copilașilor, v-am scris aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă s-a întâmplat ca cineva să păcătuiască, avem la Tatăl un mijlocitor. Frații mei, păcatul trebuie să fie un accident în viața credinciosului. Păcatul trebuie să fie un accident. Păi dacă noi ne-am luat permisul și de fiecare permisul de conducere și de fiecare dată când ieșim pe stradă, dăm într-un stâlp, păi ni se ia permisul și spune: pare rău, tu ai probleme, tu nu poți să conduci.
Cam așa se întâmplă cu unii dintre noi. Spunem că am fost izbăviți de Dumnezeu, dar continuăm și repetăm aceleași păcate. Dacă se întâmplă, în adevăr, pe drum se întâmplă accidente. Dar niciodată un om nu face accident în fiecare zi. În ce măsură am fost eliberați de sub puterea păcatului? Sunt păcate în care trăim, în care ne complacem? Să sune trâmbița lui Dumnezeu în dimineața aceasta, cu o dinioară, suna trâmbița să vestească eliberarea. Și în dimineața aceasta, Dumnezeu, prin puterea Lui, să aducă eliberare de sub orice păcat. Să aducă eliberare de sub orice blestem al păcatului, așa încât să fim liberi, să trăim pentru Dumnezeu. O viață nouă, dezbrăcați de omul cel vechi, răstignind omul cel vechi și trăind o viață nouă pentru Domnul Iisus. Și spunea tot Pavel în 2 Corinteni, în capitolul 5, cu versetul 17, că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Iisus Hristos a venit să ne elibereze de sub puterea păcatului. A venit să ne elibereze din legăturile păcatului. Multe pasaje în Biblie în care ne se arată că păcatul în adevăr leagă și înfășoară. Spre exemplu, cuvântul Domnului din Fapte, din capitolul 8, cu versetul 23, făcând referire la Simon Vrăjitorul, spunea Petru acestui om, pocăiește-te dar de această răutate a ta și roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii, dacă este cu putință, căci văd că ești plin de fiere amară și în lanțurile fără de lege. Păcatul leagă, imobilizează, împiedică înaintarea noastră pe care a lui Dumnezeu. Mai apoi, în Luca, în capitolul 13, cu versetul 16, cuvântul Domnului vorbește despre acea femeie gârbouă. Și cuvântul Domnului spune, dar femeia aceasta, în versetul 16, care este o fiică a lui Avram și pe care Satana o ținea legată de 18 ani, nu trebuia să fie dezlegată de legăturile aceasta în ziua sabatului. Dumnezeu a venit să rupă orice lanț, să deslege orice legătură, așa încât să fim liberi. Și iată ce spunea și Iov. Aș vrea să citesc cuvintele acestea care se găsesc scrise în Iov, în capitolul 36. Și în versetul 7 spune așa despre Domnul. El nu-și întoarce ochii de la cei fără prihană și îi pune pe scaunul de domnie cumpărații și așează pentru totdeauna ca să domnească. Se întâmplă să cadă în lanțul, să fie prinși în legăturile nenorocirii. Le pune înainte faptele lor, fără de legile lor, mândria lor. Îi înștiințează ca să se îndrepte. Îi îndeamnă să se întoarcă de la nelegiuire. Dacă ascultă și se supun, își sfârșesc zilele în fericire și ani în bucurie. Dacă n-ascultă, pierd uciși de sabie, mor în orbirea lor. Spune cuvântul Domnului. Dumnezeu, uneori, vine și ne pune în față faptele noastre. Așa încât să ne întoarcem. Așa încât să ne întoarcem din nou privirile spre El. Și Dumnezeu, în dimineața aceasta, să facă lucrul acesta, să, în primul rând, să ne aducă o iluminare a inimii noastre, așa încât să fim conștienți de orice lucru care ne mai leagă, de orice păcat pe care îl repetăm. Vedeți, spune Scriptura, că cine mărturisește păcatul și se lasă de el, are propășire. Să vedem toate acele lucruri din care ne complace și care le repetăm în viața noastră. Vedeți, spunea Domnul Iisus, femeii păcătoase, du-te și să nu mai păcătuiești. A fost iertată de păcat. Dar de acum Domnul i-a poruncit să se oprească păcatul. Dumnezeu a vindecat într-o altă prejurare pe acel loc de care era la Betesda și a spus să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Vedeți, aceasta este porunca lui Dumnezeu. El ne-a sfințit în jertfa Lui, dar de acum avem datoria noi să nu mai păcătuim, să trăim o viață sfântă, să ne curățim și să avem aceeași dorință. După cum, vedeți, când suntem bolnavi, de grabă alergăm la doctor și facem tot ce ne spune doctorul ca să fim sănătoși din nou. Dacă, de exemplu, ni se spune despre copilul nostru, vezi că copilul tău are o boală incurabilă, oricum ne plecăm genunchii, oricum strigăm înspre Dumnezeu și spunem, Doamne, eliberează copilul meu, Doamne, de această boală, vindecă de grabă. Dacă înși noi am primit un diagnostic grav, ești bolnav de cancer, oricum strigăm înspre Dumnezeu, Doamne, eliberează-ne, scapă-ne, Doamne, vindecă-ne de boala aceasta. Dacă am avea aceeași dorință pentru sfințire,
Atunci când vedem o pată pe viața noastră, în inima noastră, în viața noastră, vedem un păcat care ne leagă mereu și mereu, să ne plecăm genunchii cu aceeași disperare și să spunem, Doamne, eliberează-ne de păcatul ăsta. Doamne, adu-o viața, altfel vom muri, pentru că asta e lepra păcatului despre care Scriptura vorbește în diferite moduri și care ne duce la moarte, dacă nu îndepărtăm acele păcate pe care Dumnezeu ni le arată și le identifică în viața noastră și continuăm în ele, vom ajunge la moarte. Spune, vor pieri, spunea Iov aici. De ce nu avem aceeași dorință? Vezi, uneori, dintre copiii noștri, o iau și merg poate dintre ei noștri pe căile lumii. Și am un prieten care are o inimă deosebită, dar copiii lui nu ascultă de Domnul. Și el, săracul, încearcă prin toate modurile să-i conducă înapoi la Dumnezeu și să-i le arate cât de bine și de minunat e să slujești lui Dumnezeu. Dar, fraților, n-am văzut acea dorință în el. Totdeauna vrea binele, o să nu îi se întâmple niciun rău, să nu se întâmple nimic rău cu ei. Vedeți? Uneori când copilul nostru este bolnav, este o gangrenă într-o mână, au fost oameni care în fața acestui lucru a avut copilul lui și a spus doctorului, dacă trebuie să tai mâna, tai mâna. Noi de multe ori ținem așa de mult la copiii noștri, Doamne, să nu li se întâmple niciun rău. Mai degrabă să ne dea Dumnezeu putere așa încât să putem să ne rugăm, Doamne, orice ar fi. Prin orice împrejurări găsești Tu cu cale, că Tu ești mai înțelept și Tu știi toate căile. Doamne, adu-i pe copiii noștri înapoi. Doamne, dacă vezi că am luat-o pe cărare grea, Doamne, prin orice împrejurare, te rugăm, adu-ne înapoi, pentru că în aceasta constă viața noastră. Viața noastră veșnică depinde de felul în care ne sfințim. De felul în care ne curățim. Pentru că, în adevăr, în viața noastră a avut loc, prin sângele lui Iisus Hristos, în jertfa Lui, acea sfințire inițială în care Dumnezeu ne-a considerat sfinți și curați prin jertfa Lui, dar de acum avem datoria să ne curățim. Asta spunea cuvântul Domnului în 1 Corinteni, în capitolul 7. În 2 Corinteni, capitolul 7. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe prea iubiților, versetul 1, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Să ne curățim. Să luăm oglinda aceasta a Cuvântului lui Dumnezeu, să privim în ea și în momentul în care am descoperit în viața noastră, pe haina sufletului nostru, o pată, de grabă să o îndepărtăm, mărturisindu-ne păcatul și părăsindu-l. Aceasta a venit să facă Hristos, în primul rând, să ne elibereze de sub robia păcatului. Dumnezeu să facă lucrul acesta și trâmbița aceasta care vestea odinioară, eliberarea de sub orice robie, ieșirea liberă a robilor, de sub stăpânii lor. Și mai apoi și pământurile și moștenirea lor se întorcea înapoi la ei. Tot așa, Dumnezeu să ne elibereze de orice păcat și să primim din nou moștenirea care este chipul lui Dumnezeu în noi. Vedeți, Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea Lui. Și prin păcat, noi pierdem această moștenire. Chipul lui Hristos nu mai este pe fața noastră. Și prin jertfa lui Iisus Hristos, Dumnezeu a venit din nou să așeze pe chipul nostru, prin El, prin jertfa Lui, prin iertarea Lui, să așeze din nou în viața noastră chipul lui Dumnezeu, așa încât să-L reprezentăm pe El în lumea aceasta. Dumnezeu să ne elibereze și să ne ajute. Nu numai eliberare de sub robia păcatului, dar mai apoi cuvântul Domnului ne vorbește și de eliberare din întunericul păcatului. Și spune, am venit să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii. Păcatul orbește. Păcatul nu numai că robește, dar păcatul orbește. Un om închis în temniță este în întuneric. Și Dumnezeu a venit să ne elibereze, a venit să ne scoată la lumină. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în Coloseni așa de frumos, că El ne-a strămutat din împărăția întunericului, în împărăția Fiului dragostei Lui. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Și
păcatul acesta de multe ori orbește ochii noștri, așa încât să nu mai vedem realitatea din jurul nostru. Vedeți, în împrejurarea în care Domnul Iisus a vindecat pe orbul acela din naștere, în Ioan, în capitolul 9, spune că Domnul Iisus, în versetul 39, a spus, apoi Iisus a zis, eu am venit în lumea aceasta pentru judecată, ca cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să ajungă orbi. Unii din farisei care erau lângă ei, când au auzit aceste vorbe, au zis, doar nu fi și noi orbi. Dacă ați fi orbi, le-a răspuns Iisus, n-ați avea păcat. Dar acum ziceți, vedem, tocmai de aceea, păcatul vostru rămâne. Iisus Hristos în jertfa Lui a venit să ne elibereze de sub orbirea și de sub întunericul păcatului. Și spunea Pavel în Efeseni, odinioară erați în întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Și păcatul acesta, în primul rând, ne orbește așa încât să nu mai vedem realitatea despre noi înșine. După cum textul pe care l-am amintit din Ioan, din capitolul 9, spunea, doar nu fi și noi ori, spuneau fariseii acestea. Și primul lucru pe care îl face păcatul, ne împiedică ca să vedem realitatea despre noi înșine. Și privim la noi și nu ne vedem chiar așa de răi, nu ne vedem chiar așa de neputincioși, așa încât să avem nevoie de lumina și de îndurarea lui Dumnezeu. Și un astfel de om nu va putea fi izbăvit de sub întunericul păcatului. Nu va putea fi izbăvit pentru că spuneți, vedeți, păcatul vostru rămâne. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu, Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns ca să vestesc săracilor. Și în Isaia 61 spune, m-a uns ca să vestesc celor nenorociți Evanghelia. Vestea aceasta bună a Evangheliei și a eliberării este pentru aceia care recunosc că sunt săraci, care recunosc lipsurile lor, care recunosc neputința lor.